Blocul de locuințe sociale situat pe strada Horea 46B din Baia Mare a intrat în reabilitare. Investiția este derulată prin intermediul Companiei Naționale de Investiții, iar firma care va realiza lucrările de renovare este IMIESA. Contractul de reabilitare trebuie executat în maxim 8 luni de zile, astfel încât să putem oferi condiții decente și pentru un număr de 119 familii. Municipalitatea dorește ca acest bloc de locuințe sociale să aibă contorizate toate utilitățile. Toată contorizarea, ceea ce înseamnă apă caldă, apă rece și căldură, să fie individuală pe unitate locativă și nu pe bloc cum este în momentul de față, pentru că acest lucru creează discuții între cei care închiriază aceste imobile, deci practic acest imobil Hora 46B sper să fie primul care se va reabilita și va avea și utilitățile contorizate pe fiecare apartament. Chiriașii care nu au avut datorii au primit alte locuințe provizorii de la primărie, iar ceilalți au beneficiat de sprijinul asociațiilor și fundațiilor din Baia Mare.